Politica românească a cunoscut în 2019 cele mai neașteptate răsturnări de situație din ultimii 30 de ani. Finalul de an a însemnat cel mai mare eșec din istoria PSD. Nu doar că a pierdut alegerile prezidențiale, dar a fost și înlăturat de la guvernare prin jocuri politice. Unii politicieni au migrat dintr-o tabără în alta, așa cum fac de vreo 30 de ani, iar partidele și-au raculat susținătorii din rândul adversarilor politici. Narcis Popescu ne face acum o radiografie a anului politic 2019. Bun găsit, Narcis! Bun găsit! Configurația parlamentară stabilită în urma alegerilor din decembrie 2016 indica Partidul Social Democrat drept marele câștigător, acesta dobândind 154 de locuri la Camera Deputaților și 67 la Senat. Astfel că, pentru a forma majoritatea, socialdemocrații au avut nevoie în plus de 9 mandate la Cameră și de doar 2 la Senat, obținute în urma coaliției de guvernare formate alături de ALDE, care beneficiase de 20 de locuri în Camera Deputaților și 9 la Senat în urma scrutinului. Structura legislativului la acel moment a fost completată de PNL, care primise 69 de locuri la Camera Deputaților și 30 la Senat, USR cu 30 de deputați și 13 senatori, UDMR cu 21 de deputați și 9 senatori, PMP cu 18 deputați și 9 senatori, plus grupul minorităților, care are 17 locuri alocate în Camera Deputaților. Convulsiile politice care au urmat, demisia lui Victor Ponta din PSD, plecarea lui Nicu Șordan din USR și excluderea lui Teodor Meleșcanu din ALDE, au fost câteva dintre mutările de răsunet care au contribuit la schimbarea raportului de forțe în legislativ. Astfel că, în prezent avem chiar un grup parlamentar care nu a participat la alegeri. Pro-România, condus de Victor Ponta, care are 29 de locuri în Camera Deputaților. Partidul Social Democrat, aflat în opoziție astăzi, mai are în acest moment 130 de locuri în Camera Deputaților, în timp ce ALDE mai are 15 deputați. USR-ul are 29 de locuri, PMP-ul 13, iar deputați neafiliați sunt 7. Partidul Național Liberal, aflat la guvernare, are 74 de deputați, având nevoie pentru a forma majoritatea de 95 de voturi în plus. La Senat însă, numărul parlamentarilor PSD a crescut la 69 față de 2016, ceea ce înseamnă că aceștia dețin majoritatea în Camera Superioară a Parlamentului. Partidul Național Liberal este în scădere, deține 27 de locuri de senator, USR-ul are 13 senatori, UDMR-ul 9, iar 18 figurează ca neafiliați după ce grupul ALDE a fost dizolvat în urma excluderii lui Teodor Meleșcanu din formațiune.